Știu, veți spune că nu are nicio legătură cu România reală, cel puțin cu România din ziua de astăzi. Oare așa să fie? În fine, bună seara, stimați telespectatori! Împreună cu doi invitați și de profesie, profesii legate de istorie, dar și pasionați de marele eveniment care a avut loc în 1917, exact pe 7 noiembrie, data de astăzi, vom încerca să deslușim un pic sau să propunem câteva ipoteze, ce s-a întâmplat de fapt, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost, dacă ar fi fost altfel și ce învățăminte putem să tragem din ceea ce s-a întâmplat atunci. Pentru că, după părerea mea, cine nu cunoaște istoria riscă să facă anumite greșeli sau să le repete. E bine, invitații mei din această seară sunt profesorul, istoricul și publicistul Marin Badea. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Chiar mai de mult am vrut să vă invit, dar cred că este un moment potrivit. Și prietenul și colegul nostru, profesor, jurist, jurnalist, nu în ultimul rând, Cristian Sandu. Bună seara! Așa. Domnilor, deci subiectul este simplu și complicat în același timp. 7 noiembrie, Marea Revoluție Socialistă din octombrie, sigur, pentru cine nu știe, există această diferență calendaristică rămasă și asta unică în istorie.
Ce s-a întâmplat? Care au fost rezultatele? Putem vorbi despre o reușită a unei schimbări ideologice, a unei, într-adevăr, a unei revoluții cultural, spirituale? Putem vorbi despre un sistem criminal, așa cum e promovat de unii și de alții? Sau de crearea unei alternative la ceea ce vedem că se întâmplă și astăzi, și anume acest capitalism? Mă rog, las deoparte comentariile ca să nu se spună că sunt părtinitor. Și așa, uite, în grob plan, probabil că o să vadă că mi-am scos cămașa pe din afară, să fiu precum tovarășul Stalin pe vremuri. Așa. Da, deci mi-am lăsat cămașa pe din afară special pentru ediția de astăzi. Bun, deci domnule Marin Badea, lăsând gluma la o parte, a fost o chestiune serioasă care a schimbat lumea. 7 noiembrie 1917. Păi, fără îndoială că revoluția care a avut loc în Rusia, cea mai mare parte a Imperiului Rus, a schimbat structuri, întâi de toate, sigur, structuri politice, structuri instituționale și, nu în ultimul rând, structuri economice și structuri sociale, plus, sigur, alte genuri spirituale, de structuri, tot, în da. Domeniul cultural, în domeniul gândirii filozofice, istorice și așa mai departe. Deci, fără îndoială că a fost un eveniment de rezonanță mondială, pentru că a provocat aceste schimbări structurale. Dacă a fost o schimbare obiectivă sau a fost una generată de mult voluntarism politic, ideologic și așa mai departe, asta este o chestiune asupra căreia mi se pare că e important să revenim în cursul dezbaterii noastre. Au trecut aproape 100 de ani. Hai să luăm un scurt telefon. Bună seara, sunteți în direct? Alo? Alo, da, acum vă aud, vă rog. Da, bună seara. Bună seara, sunt Florin Iordache, mă auziți? Da, vă rog, vă rog, vă rog, domnul Iordache. Mă auziți acum? Da, vă aud, vă aud, vă rog, spuneți. Eu vă felicit, felicit redacția pentru a avea această inițiativă de a discuta evenimentul 7 noiembrie. Mulțumim. Și vă aduc aminte importanța lui 7 noiembrie pentru România. Pentru România, când mă gândesc la Octavian Goga cu mustul care fierbe și care face o cronică a Revoluției Ruse. Dacă corect. Nu era Revoluția Rusă, nu se făcea nici România Mare. Fiindcă Lenin a dat autonomie poporilor din Imperiul Țarist. Sunt foarte multe lucruri de spus. Mă rog, aici, în fine, unii istorici v-ar contrazice, dar... Nu știu, cel puțin cu Basarabia pe care are dreptate. Cu Basarabia, da, cu Basarabia are dreptate. Pe conflictul pe care l-a avut Stalin cu Trotsky. Da, vă rog. Conflictul care l-a avut Stalin cu Trotsky a deturnat întreaga Revoluție Rusă spre altceva, spre stalinism. Stalinismul a devenit o ideologie. Ne place sau nu ne place, un fel de stalinism cu mănuși din astea de catifea se face acum în vremea lui Putin. Să dea Dumnezeu ca ceea ce se întâmplă acum în România să nu degenereze, să nu ne trezim cu alt 7 noiembrie. Vă salut, să trăiți! Mulțumim mult, domnule Iordache. O seară bună! Așa, vă rog. Se poate spune, fără îndoială, că izbucnirea Revoluției Bolșevice, denumită ulterior Marea Revoluție Socialistă din octombrie, și ați explicat în debutul emisiunii noastre de ce denumirea de Revoluția din octombrie, când în realitate după aceea s-a... După calendarul modern, sigur. Nu se trecuse la calendarul modern și noi încă eram pe calendarul vechi. În 1919 am trecut pe
calendarul modern. Deci, caracterul obiectiv al Revoluției a fost dictat întâi de toate de multitudinea consecințelor extrem de grele pe care le-a generat în desfășurarea lui primul război mondial. De fapt, i s-a spus mai târziu primul război mondial, că în realitate, în vremea respectivă, îi se spunea Marele Război. Da. Ori Rusia țaristă, în primul rând, a ajuns la epuizare din punct de vedere economic, din punctul de vedere al potențialului militar. Armata țaristă, la un moment dat, era constituită aproape în exclusivitate din ofițeri și subofițeri, fiindcă imensa lor majoritate, țăranii îmbrăcați în haine militară, dezertau. Mai rămăseseră așa zisele trupe sălbatice, cazacii și altele folosite în general pentru reprimarea țăranilor, oamenilor simpli. Cei drept regimul de după Revoluția din februarie, care s-a soldat cu înlăturarea țarului și s-a instituit un regim de factură liberală, acest regim n-a reușit să repună pe picioare, era și foarte greu din punct de vedere al potențialului economic și militar Rusia de după înlăturarea țarului. Neputând să realizeze așa ceva, nemulțumirile s-au accentuat, tensiunile în societatea rusă s-au amplificat efectiv. Armata, cum vă spuneam, în descompunere reală și, pe de altă parte, s-au constituit din ofițeri în bună măsură, din reprezentanții structurilor anterioare, s-au constituit armatele de zise alb-gardiste. Adică cele care, cu ajutorul cărora și cu sprijin din afară, din partea marilor puteri învingătoare, îndeosebi din partea Franței, în mijloc de revenire, sigur, după victoria din octombrie a bolșevicilor, la structurile politico-instituționale anterioare, deci lui 7 noiembrie. Această situație a determinat o încleștare și mai puternică, în cursul căreia bolșevicii și-au consolidat puterea prin evantaiul larg de promisiuni pe care l-au făcut. Ar trebui să menționăm câte ceva până acum. Deci este foarte bine să precizăm că Revoluția Rusă, de fapt, s-a făcut fără sânge aproape. Nu a fost o revoluție sângeroasă. Războiul civil care a urmat și despre care a început să vorbească distinsul meu invitat, acela s-a lăsat cu victime extraordinare. Și iarăși o chestiune care, deci pe lângă această criză, pe lângă criza generalizată a soluțiilor economice, a fost și o criză totală a ideilor. Să nu uităm că în 1905 sau când a fost, imediat după 1905, a fost acea tentativă de reformă agrară. Da, când s-au un proprietar, nu mai țin minte cum se numea acel ministru al agriculturii care a început în proprietăria țăranilor în Siberia. A fost un adevărat boom pentru economia, pentru agricultura rusă. Cu toate acestea, omul a început să fie lovit din toate părțile. Adică atât de oamenii țarului, cât și de cei care doreau practic precursorii socialismului. Și până la urmă au fost împotriva lui o mulțime de atentate. Și până la urmă chiar este omorât pe un vapor, un atentat reușește, dar a suferit vreo 10 atentate personajul de care îți spun, uite, îmi scapă în momentul de față. Da. Deci era și o pană totală de idei, practic. Revoluția Rusă vine atât pe fondul unei nemulțumiri generale a claselor sărace, nemulțumiri manifestate de la sfârșitul secolului XIX încă în toată Europa, inclusiv în România, hai să fim serioși,
În România, deci la 1900, criza țăranilor era absolut cumplită. În 1907 a fost evident un vârf de sarcină pe dar. Nemulțumirile din Franța, să nu uităm. Primul stat comunist din lume, care a fost Comuna din Paris, da? Prima guvernare, pardon, comunistă, Comuna din Paris. Francezii regăsindu-se, francezii socialiști comuniști regăsindu-se în idealurile ruse. Chiar, mă rog, am aici o carte, o să o prezint mai încolo, în care un istoric socialist francez se bucura teribil de victoria sau de reușita primului guvern Kerensky, așa cum s-au bucurat mulți ei. După aceea, Occidentul poate că a fost speriat un pic de întorsătura pe care a luat-o conducerea comunistă, cu execuții, cu execuția țarului, cu mai multe, deci o chestiune sângeroasă. Dar era de așteptat, stimate domnule profesor Badea și stimate coleg, întrucât situația din Rusia era cu totul aparte față de cea a Occidentului. Rusia nu a fost niciodată o democrație. Regimul țarului era un regim autocrat, așa cum se și autointitulase. Parlamentarismul era de... Nu comparăm monarhia constituțională britanică, de exemplu, cu autocrația țaristă. Anglia face o figură separată, într-adevăr. Sau cea suedeză, sau cea daneză. Bine, deci chiar raportată la vremea respectivă, la începutul de secolul XIX. Apropo de Franța, de Germania, de Austria, nu. Conducând... Deci în mod autocratic, absolut dezinformat de ohrana, cu niște guvernanți corupți. Pe acest ministru, până la urmă, un agent al ohranei reușește să-l omoare. Bineînțeles. Deci cu niște ministri corupți. Poate mă ajută un telespectator corupți, apropo de acest ministru rus. Cu niște guvernanți corupți provenind și din rândurile aristocrației înalte, dar și din rândurile micii boierii parvenite. Dacă n-am dreptate să vă contrazică, domnul profesor, că eu nu sunt specialist, sunt doar un pasionat al istoriei, creaseră nemulțumiri adânci. Deci situația obiectivă era, cum să vă spun, cât se poate de propice declanșării unei revoluții, la care s-au adăugat, după cum a spus și domnul profesor, consecințele celui al doilea război mondial și toate evenimentele. La acestea, abilitatea acestui Vladimir Iliș Lenin, personaj controversat, dar totuși un om deosebit de inteligent și cu o pregătire teoretică ieșită din comun, absolut, de a spune, eu vă propun un stat al muncitorilor și țăranilor. Păi populația Rusiei era majoritar compusă din muncitori și sărani. Ei au alimentat efectivele armatei roșii în războiul civil de care povestei și în ciuda intervenției militare străine au reușit să câștige și să stăpânească situația. A fost de fapt un război civil. Pe urmă, sigur, e foarte mult de discutat către ce a alunecat pe urmă acest regim al muncitorilor și săranilor. Sigur. Ar fi, deci nu ne-ar ajunge 5 emisiuni să evocăm toată problema acea perioadă și cea care a urmat. Problema care se pune, dacă exista sau nu altă soluție. N-aș vrea să dau de acum răspunsul, dar convingerea mea o soluție, e destul de formată. O soluție după evenimentele din februarie 1917 era edificarea unei democrații de factură liberală. Și Kerensky a fost un reprezentant al acestei tendințe. Bine, al unei socialist liberal mai mult. Al unei liberal, democrații al unei parlamentare. Democrații parlamentare, de altfel, e de reamintit că țarul Nicolae al II-lea, pe fondul tensiunilor existente, deosebit din cauza războiului, acceptase să se formeze o adunare reprezentativă, să fie considerată constituantă și să se adopte o Constituție. Numai că evenimentele s-au precipitat. Lenin, de pildă, atunci nici nu era în țară. Era în Elveția, era la Berna. Sigur că el preconiza că în Rusia va avea loc o revoluție. După experiența din 1905, exact. 1907. Când fusese în 1907, exact. Când fusese, fără îndoială, a avusese o revoluție că de factură lui sau burghezo-democratică, da. Și pe fondul evenimentelor care au urmat, el considera că revoluția din februarie din 1905-1907 a fost prima revoluție și că inevitabil va urma a doua. Și în întâlnirile și dezbaterile adepților lui bolșevici
care nu erau puțini în Elveția, la Paris și așa mai departe, a susținut că va fi o revoluție, dar nu s-a așteptat ca ea să izbucnească în februarie 1907. El, sigur, era mai departe de țară, a luat cunoștință de evenimentele de la Petrograd prin intermediul presei germane, engleze, franceze și așa mai departe și a și luat foarte repede hotărârea de a se întoarce în țară cu toți cei care vroiau să. Resurse financiare avea și sigur până la prăbușirea Imperiului Sovietic s-a ocultat acest aspect. Dar Lenin era cel care dirija cheltuirea resurselor financiare, personal și chiar le administrase bine. Mă rog, a fost finanțat de către guvernul german, de altfel cu mijloace puse la dispoziție de regimul Kaiserului. Iată, avem și imagini autentice din acea perioadă cu Lenin. S-a dus bine, după 1917, evident, după 1900. Cu trenul în țară și a preluat conducerea direct a partidului și a sovietelor care au luat naștere. Un fel de consilii populare pe care până prin iulie 1917 le-a considerat ca fiind prea populiste, prea lipsite de spirit revoluționar. Și a declanșat o intensă campanie publicistică pentru a le radicaliza, ca să spunem așa, și prin ele să fie radicalizate atunci, masele. Deci, imediat după februarie, apare și ziarul Pravda, nu? Primul ziar al bolșevicilor. Mai târziu un pic. În 1917? Da, mai târziu. Da. Și lupta lui s-a desfășurat, avea o adevărată un adevărat bombardier critic la adresa liberalismului. I-a luat la țintă fixă și pe menșevici, cu care practic nu se înțeleseseră nici în timpul Revoluției din 1905-1907 și a făcut care mergeau câteva... cumva către un elitism nu, era un spirit intelectual și sigur, un socialist, menșevicii erau mai radicali decât liberalii, dar nu se duceau foarte departe ca ideologie de ideologia liberală. Adică era, ca să spunem așa, un socialist democratic. Ori Lenin era adeptul unui, ca și creator al teoriei revoluției, că el a luat de la Marx din acest punct de vedere doar sintagma dictatura proletariatului, pe care Marx a folosit-o în câteva rânduri după ce s-a petrecut experiența comunei din Paris și faptul că prin revoluție și numai pe calea revoluției se pot restructura se poate restructura societatea în vederea unei alternative la capitalism și anume socialismul sau comunismul în maniera radicală în care gândea Lenin. S-au adus în ultimii 10-20 de ani chiar, mai ales istoricii ruși, au adus amendamente serioase la literatura istorică despre Marea Revoluție Socialistă din octombrie, despre locul și rolul lui Lenin, despre fizionomia Partidului Bolșevic, Partidului Comunist Bolșevic, despre o reconsiderare a socialismului de stânga, ca să spunem așa, menșevicii și nu numai ei. Și bineînțeles,
cum s-a ajuns la o reală birocratizare a partidului bolșevic, chiar în timpul lui Lenin, dar mai ales după moartea lui Lenin. Pentru că au fost alături de Lenin câteva spirite radicale, cum era de pildă Zinoviev, cum era Lev Kamenev, cum era Buharin. Buharin era, din punctul de vedere al gândirii economice, superior gândirii economice a lui Lenin. Și întâmplător și Buharin și Trotsky era radical din punctul de vedere al acțiunilor politice. Da. Și a rămas un radical din acest punct de vedere. Ce Guevara la celor ani, da. Domnul, mă scuzați, poate ar fi interesant pentru telespectatori ca domnul profesor să explice atitudinea față de NEPA acestei echipe. Deci e vorba de Buharin, de Kamenev, de Zinoviev și chiar de Trotsky. Păi ei au fost de acord. De noua politică economică. Ei au fost de acord cu noua politică economică pentru că era singura ieșire din ceea ce însemna comunismul de război. Ori, aici a fost una dintre contradicțiile majore ale evenimentelor din Rusia după preluarea puterii de către bolșevici și când ei au trebuit să facă față atacurilor alt-gardiste sprijinite din afară. Susținute cam de toate puterile europene. Exact. Și nu numai europene. Dar mai ales de Franța. Sigur, Germania care era învinsă, nu? Că după aceea s-a și ajuns la o înțelegere între cele două... Războiul cu Japonia. Că acolo vroiam să aduc o mică precizare din 1905-1907. Războiul din 1905 cu Japonia, ăla a arătat adevărata slăbiciune a colosului țarist. Sigur, mai fuseseră greutăți în evoluția, dar a lăsat consecințe grele pentru că s-a refăcut cu mare greutate potențialul militar al Rusiei și nu foarte sus refacerea acestui potențial pentru că în desfășurarea războiului, după ce a izbucnit în iulie 1914, au intrat în zona Galiției, de fapt rușii susțineau frontul de est în confruntare cu Imperiul Austro-Ungar în primul rând, dar și cu armata germană și se asigurase pe căi diplomatice ca România să rămână prin neutralitatea ei să acopere o graniță de peste 1500 de kilometri. Și asta s-a făcut pe fondul unei reale încălziri a relațiilor diplomatice dintre București și Sankt Petersburg pe de o parte și dintre București, Paris și Londra pe de altă parte. Interesate puterile Antantei ca România, după experiența celor două războaie balcanice, în primul nu s-a implicat România, dar în al doilea s-a implicat și s-a implicat cu acordul puterilor Antantei, la care Germania, ca să o păstreze, să păstreze România în alianța în tripla alianță, a fost și ea de acord cu E frumos ce spuneți. E frumos ce spuneți la nivel diplomatic. La nivel real, însă, lucrurile după mine stau un pic altfel. La nivel real, practic, România, exista o parte a României, diplomații României, care își făceau treaba. Dar exista o altă parte a României pusă pe îmbogățire. O parte a României care a folosit acești 2 ani pentru a-și umfla buzunarele și pentru a-și trăda țara. Pentru că se știe că în momentul în care România a intrat în război, da? S-au trezit soldații cu arme de la 1877 pentru că guvernele liberale mâncaseră banii, făcuseră praf. Pe de altă parte... Nu, e chiar așa. Nu e chiar așa. Scuză-mă, că pe de altă parte se vorbește și despre trădarea Rusiei. Hai să fim serioși că în momentul 1917 trupele germane din prima linie pur și simplu
deja trupele rusești care se întâlneau cu aceste trupe germane din prima linie fraternizau deja cu ele. Era o trădare în masă sau o înțelegere deja, iar frontul rusesc ar fi căzut oricum din cauza debandadei din armata țaristă, din cauza lipsurilor colosale și așa mai departe. Deci sunt niște probleme care s-au pus fals de istoriografia antisovietică. Aceeași problemă a fost și în 1940. Când, 1941, când încă foloseau PUJZB și transportau soldații cu căruțe. Război mondial, da. Bine. În al doilea, domnul profesor. Hai să nu uităm și Stalingradul, cum exact, ce s-a întâmplat, și Stalingradul când erau trei oameni la o pușcă. Dar era problema lor. Nu, apropo de corupția clasei politice. Corupția clasei politice din România, pur și simplu, era să dea peste cap, să ducă la dispariția României, la distrugerea României. E o constantă, se pare, merge până în ziua deci, de azi. Deci corupția, exact. Deci nu putem vorbi de un moment idilic al politicii românești interbelice. Aici avem o altă temă de discutat la un moment dat și despre... Sigur, exact, deci chiar este mult de discutat, dar apropo de aceste eforturi diplomatice, România care acoperea 1500 de kilometri, acoperea pe dracu. Păi acoperea deci prin... Domnul Dragoș, acoperea prin menținerea ei în stare de neutralitate. Și dacă ar fi intrat în război, această... știți câte divizii germane erau suficiente nu. Ca să... Deci nu putea România să intre în război din câteva puncte de vedere, din câteva motive. Evident, nu. Întâi, da. Unu, al doilea război balcanic, în care armata română doar s-a plimbat prin Bulgaria. S-a plimbat prin Bulgaria, avea ajutorul Serbiei, da. A arătat slăbiciuni, nu, România a ajutat Serbia, da, și nu invers. Da. Așa, a pus în evidență slăbiciuni reale. Și una dintre preocupările lui Ionel Cebrătianu, care a condus nemijlocit politica externă, era ministru de externe și primul ministru, a fost să asigure dotarea mai eficientă a armatei. Primele împrumuturi, de pildă, dirijate pentru dotarea armatei au fost făcute în decembrie în Italia. Altele au fost făcute la Londra, pentru că Franța nu a considerat că nu poate să ne dea direct împrumuturi pentru dotarea armatei. Prefera Franța, de pildă, să dea împrumuturi prin intermediul băncilor germane. În fine. Inclusiv, bun, haideți să nu intrăm în discuția despre România, că nu este... În perioada, acum vreau să vorbim, practic, dacă vreți, despre influența asupra României a ceea ce s-a întâmplat atunci. Păi influența... Chestiunea este că, după mine, nu, ar trebui să vorbim un pic despre internaționalizarea acestei revoluții. Imnul pe care l-ați auzit la începutul emisiunii, da, este internațional, așa cum o știm cu toții, dar a fost imnul Uniunii Sovietice între 1922 și 1944. De aceea l-am plasat în deschidere. A fost imnul care a urmat stabilizării puterii sovietice în Rusia. Putem vorbi practic de un export al acestei, de o tendință de export a revoluției? Sau a fost pur și simplu pericolul pe care Europa Occidentală l-a resimțit ca popoarele să înceapă să urmeze exemplul Rusiei? Păi exemplul era cumva contaminant. Dovadă evenimentele din Bulgaria cu Republica Sfaturilor condusă de Belacun. Ungaria. Din Ungaria. Așa, dovadă mișcările din Germania. Mișcările din Germania și mișcările radicale foarte puternice din Italia și chiar din Franța. Mă scuzați, Benito Mussolini a început ca socialist. Ca socialist, da. Deci exista această teamă. Dar și Lenin a avut inițiativa de a crea Internaționala Comunistă sau Internaționala III. Embrionul ei fusese deja creat prin cunoscuta mișcare Zimmerwaldiană în 1915-1916, radicalizarea muncitorilor, în deosebit în Germania, mai ales în cursul anului 1918, și a intrat în legenda politică din Germania că Germania n-ar fi putut să fie înfrântă dacă n-ar fi fost lovită de mișcarea revoluționară pe la spate.
Și, și pe chestia asta s-a țesut o întreaga ideologie hitleristă, da, anticomunistă. Da, da. Apoi, Lenin a făcut din Comintern, într-adevăr, un mijloc de export al Revoluției. De altfel, nu s-a sfii să spună că prin Comintern trebuie să fie apărată Rusia Sovietică, numită din 1922 Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Și Cominternul creat în martie 1919, așa a fost conceput, așa a fost structurat, partidele comuniste care începuseră să ia naștere din 1918, de pildă Partidul Comunist din Germania. Că după crearea în decembrie 1918 a Partidului Comunist, în ianuarie 1919 au fost uciși Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht, devenit eroi ai mișcării muncitorești din Germania. În fiecare an, într-una din marile săli de la Berlin, se marchează cu surle și trâmbițe, cu participarea a mii de militanți ai stângii comuniste, cum îi spun ei acum, Die Linke, partai. Die Linke, da. Așa, și colegi de-ai mei de partid au participat anul acesta. Sunt un partid apreciat, Linke, în Germania. Da, este chiar partid parlamentar. Ori și Cominternul chiar a acționat prin partidele secții, partidele comuniste, ca apărător. În România hotărât. Se înființează în 1921, în Franța în 1920. Da, da. Se transformă, de fapt, Dragoș, da, Partidul exact. Socialist în Partidul Comunist. Partid Comunist. La... Și atunci a avut loc și schisma din mișcarea muncitorească. În România, da. În România s-a produs o radicalizare, chiar sub influența ceea ce se întâmpla în Rusia, imediat. Pentru că în decembrie Partidul Social-Democrat din România și-a schimbat denumirea Partidul Socialist. Socialist din România. După care și-a spus Partidul Socialist Comunist și la congresul din mai 1921, cea mai mare parte a delegaților, fie prezenți fizic, fie prezenți având și alte mandate decât propriul mandat din partea organizațiilor din care proveneau, au acceptat aderarea la Comintern fără niciun fel de condiție, pentru că a fost și un curent în Partidul Socialist Comunist, cum mi se spunea, din România, să mergem în Comintern, dar cu anumite condiții. Și ăștia au fost așa numiți centriști. Pe când alții, socialdemocrații, cu Fluieraș, cu Jumanca, cu... Deci la începutul anilor 20 are loc acest export de revoluție sau această preluare a modelului primei țări a muncitorilor și țăranilor, cum se spunea, nu? N-aș zice că era vorba de export de revoluție, ci era vorba de o revoltă radicală de stânga de cauza condițiilor generate de primul război mondial. Exact. Și deoseb condițiile, pentru că după încheierea ostilităților militare a urmat o criză economică. Asta, foarte profundă. Da. Care și procesul de refacere a economiilor s-a putut realiza după 1923. Exact. Urmat la câțiva ani această de marea criză din 1923. Exact. Pentru că au fost greutăți foarte mari, pentru că războiul a tulburat efectiv. Întâi de toate, primul război mondial a făcut ca să se prăbușească întregul sistem de relații economice internaționale. Da. În al doilea rând, monedele au ajuns să fie devalorizate și nu s-au putut reface decât monedele puternice, lira sterlină și francul francez din 1925 au început să fie liber la schimbul valutelor, liber convertibile în raport, de pildă, cu dolarul, care domina, în condițiile în care economia Statelor Unite avea ca rezerve
metal prețios, 60% din rezervele mondiale de aur. Primul război mondial marchează și intrarea în forță a americanilor în Europa. Și cred că dacă este să facem o demarcare reală a epocii secolului XIX, de secolul XX, cred că această demarcare s-ar face nu la 1901, nu, să zicem, atunci ar fi început secolul 20 și după primul război mondial. De fapt, atunci se termină perioada, să spunem, a unei schimbări morale, care a însemnat secolul 19, și intrăm în zona asta a apucă tot ce poți, a capitalului care a făcut diferențierea între economia reală și economia virtuală, da? Și a uciderii în masă. Economia modernă, capitalistă, a cunoscut un avânt totuși cu totul deosebit între 1850-1873. Absolut, da. A urmat o perioadă de criză alternând cu perioade de prosperitate până în 1896, după care a urmat cu mici sincope un avânt al economiei de asemenea deosebit, în care pe primul loc au ajuns încă din 1890 Statele Unite ca și putere economică. Absolut, da. Anglia a fost depășită nu doar de Statele Unite, ci și de Germania. Germania între 1908-1913 a avut un ritm mediu de dezvoltare de 5,2%, cu accent pe dezvoltarea construcțiilor navale, cu accent pe dezvoltarea industriei metalurgice, cu accent pe folosirea energiei electrice la transportul urban, pe înarmare, uzinele Krupp efectiv. Absolut, profitând atunci și de primele colonii care le-au avut, mă rog, mai multe. Dar ei au avut puține. Puține, colonii, dar în perioada post-Bismarck. Dar Germania a beneficiat foarte mult de cele 5 miliarde de franci aur, de spăgubire de război plătită de francezi, sigur fixată de spăgubirea de război de către Bismarck, dar plătită foarte repede de francezi. Absolut, dintr-un absolut elan din ăsta patriotic. Bun, apoi să doar că lucru. Și apoi, primul război mondial, domnul Dragoș, a bulversat din punct de vedere moral. Sigur, de asta vă spun. Deci atunci a apărut o schimbare radicală. O schimbare aceasta radicală și trecerea a însemnat practic și o împărțire a lumii. O împărțire care se datorează acestei revoluții. A apărut alternativa, a apărut pe de o parte capitalismul așa cum îl cunoaștem în clipa de față, și anume acest capitalism care marchează o diferență între zona virtuală a capitalului bancar, capitalului în acțiuni, în tot, da? Și capitalul real bazat pe producție, și care cum se rezolvă această diferență? Până crize, până războaie, cum vedem practic de atunci încoace. Și o tentativă de păstrare a unei economii în zona reală pe care au încercat-o sovieticii. Așa văd eu situația. Sovieticii au pornit după ce s-a depășit, da, perioada comunismului de război. Au pornit într-adevăr la dezvoltarea cu forțe proprii. Întâi de toate a industriei grele, a producerii de energie electrică. Nu întâmplător Lenin a pus un accent deosebit și i-a rămas lampa lui Ilici ca și un far prin timp, da? Da. Au declanșat procesul de colectivizare în 1932 și asta a fost o mare eroare, pentru că a coincis și cu o perioadă de criză, de secetă, mai ales în zona Ucrainei și așa, da, mai departe. Absolut. Atunci au murit de foame milioane de oameni. Și n-au înțeles să ducă mai departe noua politică economică. Apoi Buharin a fost terminat. Un mare economist sovietic, Kondratiev, cel care a teoretizat
succesiunea crizelor, cu această, ciclu mare, cu această politică, și el, și da, era directorul Institutului de Planificare Economică și a fost detronat. E bine, cu această, cu această politică, nu, cu această politică fermă, intrăm evident în zona lui Stalin, al tătucului popoarelor. Deci problema este, domnule profesor, deci prin această, prin această nouă politică economică, acest NEP, oare Lenin a sesizat că teoria nu prea se pupă cu practica, ca să ne exprimăm mai plastic. Era o formă de cointeresare materială, exact, a gospodăriei țărănești. Deci a văzut un lucru, că zice, domnule, zice, fără mâncărică nu se poate, deci săranul, da, trebuie să mănânce. Și, odată, și că trebuie să ții seama de piață, de economia odată, reală. Și odată adoptat noua politică economică, în 2 ani de zile chiar s-a refăcut economia. Hai să ne jucăm agrară cu exact chestiunea cu piața și economia reală. E o noțiune pe care noi o înghițim un pic cam ușor. Dar, în orice caz, intrăm în zona lui Stalin, și anume în zona în care oamenii au fost înlocuiți cu cifre. Trebuia realizat un obiectiv, nu mai conta, nu mai conta omul. În fine, dacă este așa sau nu, vom vedea imediat după pauză. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, Thank you.
Așa ceva cred că n-ați mai auzit, Marseza în rusă. Eu cred că ați fost inspirat când ați găsit că e bine să deschideți partea a doua a emisiunii noastre cu Marseza, fiindcă Lenin da. S-a inspirat mult din experiența Revoluției franceze. Într-adevăr, într-adevăr, și a Revoluției franceze și a Comunei din Paris, sigur. Da. A folosit noțiunea de iacobinism, de pildă, de reprimare fără niciun fel de milă a celor care s-ar opune regimului politic al muștorilor. Cel mai curat stil montaniar al lui Robespierre, da? Bine, încă o dată, bună seara, stimați telespectatori. Invitatul meu principal din această seară, profesorul universitar, istoric și scriitor Marin Badea, pe care îl salut încă o dată. Prietenul meu și distins jurnalist, profesor și jurist Cristian Sandu. Bună seara. Ce legătură are România reală cu ceea ce s-a întâmplat în 1917 pe 7 noiembrie, deci în ziua de astăzi? Ei bine, totul cred eu că se trage de acolo. În sensul că dacă statele moderne, cel puțin cele din centru și estul Europei, arată astăzi într-un anumit fel, și din punct de vedere istoric și geografic și economic, asta se datorează în bună măsură Revoluției Ruse. Că e bine, că e rău, fiecare crede cum îl duce capul și studiile. Dar în niciun caz nu trebuie ignorat acest eveniment uriaș din istoria omenirii. În prima parte am vorbit despre prima parte despre Lenin, politici economice, despre internaționalizarea sau exportul de revoluție prin Cominternul susținut și gândit de Lenin. De aceea am și pus Marseieza, așa cum spune domnul profesor Badea, Lenin s-a inspirat din Revoluția franceză, idealurile, o parte din idealurile de bunăstare populară ale Revoluției franceze, evident, au fost împlinite au încercat să fie împlinite de Lenin. Mai departe au existat și asemănări și deosebiri. Am încheiat însă prima parte cu figura considerată de majoritatea oamenilor sinistră a lui Stalin. Sinistră datorită crimelor, datorită politicii dure, extrem de dure pe care a dus-o. Cât adevăr este aici, nu știu dacă are rost să comentăm. Întrebarea mea este destul de simplă. Putea face Stalin altfel? După unii analiști, fie istorici, fie jurnaliști, sociologi, economiști și așa mai departe, nu s-ar fi putut găsi o altă soluție în spiritul, să spunem, al democrației politice reale, în spiritul libertății reale a omului, în spiritul, dacă vreți, al gândirii neîngrădite. Pentru că nivelul, întâi de toate, de dezvoltare a economiei, așa cum a ieșit din războiul prim mondial, din prăbușirea, momentul prăbușirii țarismului în februarie 1917, apoi nivelul de conștiință socială, care era foarte scăzut, raportat, bineînțeles, și la imensitatea Imperiului Rus de dinainte de Revoluția din februarie. Din punctul de vedere al culturii politice, al practicilor democratice, unde nu exista o experiență, deși, repet, Nicolae al II-lea, înainte de a fi răsturnat, fusese de acord să se treacă la un regim al monarhiei constituționale. Dar s-au precipitat evenimentele și evoluția a fost așa cum a fost. Noi, istoricii, nu punem întrebarea ce ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat altfel.
Noi constatăm, încercăm să reconstituim faptele istorice, procesele istorice și să degajăm învățămintele, dacă istoria mai poate oferi învățăminte. Părerea mea ca profesionist este că da. Iar dumneavoastră prea bine spuneați în debutul emisiunii noastre că e bine să ne aruncăm măcar privirea pe lecția de istorie, exact, pentru a nu repeta greșelile părinților, strămoșilor și așa mai departe. Din acest punct de vedere, sigur, cât a fost Lenin în viață, a existat o preocupare, cum am amintit și în prima parte a emisiunii, pentru reconsiderarea politicilor economice. Au existat preocupări, de pildă, pentru democratizarea sovietelor ca elemente cheie ale puterii sovietice, dar au existat și acte de duritate la Lenin însuși. El nu s-a sfiat să ordone și s-au pus în circulație o serie întreagă de documente, peste 3.000 de documente au fost găsite nepublicate înainte de 1991. Era un fel de tabu ca să se publici, să publici ceva din care să reiasă că Lenin greșea și el. Din punctul de vedere al ideii de libertate, el raporta totul la ideea de revoluție și la ideea de stabilitatea puterii sovietice. Și din acest punct de vedere, sigur, Stalin a fost un urmaș mai dur decât Lenin. Problema este... O scurtă pauză. Ceea ce văd telespectatorii pe micul ecran este discursul foarte lapidar, așa, ținut de Stalin, odată cu Constituția din 1937, Constituția stalinistă, cum este numită, Constituția lui Stalin, în care el spune clar: fiți fără grijă, tovarășul Stalin își va face treaba și o va face prin intermediul poporului, al țărănimii, al clasei muncitoare și al inteligenței, zice, nu spune al inteligenței, ci al inteligenței. Asta a fost discursul marelui Stalin. Vreau să precizez și eu, deci completând ceea ce a spus domnul profesor Badea. Nu trebuie uitat că Lenin a dispărut de pe scena politică activă în 1921, îmbolnăvindu-se incurabil. Văd că aveți, domnule profesor, în față o lucrare monumentală, după părerea mea. Dacă permiteți să-și arăt la cameră. A generalului Volkogonov, unul dintre cei mai străluciți, aș spune, istorici militari ai Uniunii Sovietice ulterior ai Rusiei. Deci o nouă biografie a lui Lenin, adică biografia decosmetizată a lui Lenin o conține această lucrare. Ori Lenin suferea de o degenerare a creierului progresivă, începând chiar de prin 1920, cum se spune, în 1921 deja era incapabil să mai desfășoare vreo activitate politică, intelectuală, chiar imobilizată într-un scaun cu rotile. Este prezentat în această carte și i-a cedat conducerea partidului și implicit a statului, tânărului stat sovietic, lui Iosif Vissarionovici Stalin. Acesta realizând, poate, eu știu, poate speculez un pic acum, dar el a realizat: poporul rus nu a fost obișnuit cu democrația, pentru că nici țarii nu l-au condus democratic. Absolut. Se afla într-o stare de subdezvoltare economică. Nu numai economică, din toate punctele de vedere. Poate, din toate, într-o ignoranță, obscurantism, stare analfabetism, de sănătate, stare de sănătate, toate. Și atunci a spus: domne, nu am altă soluție să combat subdezvoltarea decât etatizând complet economia și luând măsuri foarte dure împotriva tuturor celor care îmi pun bețe roate. Că nu avea Stalin nimic cu țăranul de rând, ci avea tot cu oameni care îi se opuneau politicii lui. Deci a mers pe formula totul sau nimic. Da, și aici a făcut bine, a făcut rău. Aș adăuga un argument, și anume obiectivul sau pe care... Sau a fost conștient că face rău sau
Obiectivul pe care și l-au propus ei era o bunăstare pentru toate păturile sociale, mai ales pentru țărani și muncitori. Experiența celorlalte regimuri, celorlalte forme de guvernământ, mai democratice, așa cum spuneți dumneavoastră, din Rusia și din celelalte țări, culmea, din celelalte țări mai dezvoltate, arăta că aceste politici dăduseră kix. Dar să nu uităm starea îngrozitoare în care se afla muncitorimea pariziană, care a degenerat. Ei, totuși, Dragoș, să nu uităm starea țărănimii din toată Europa, inclusiv din România, da? Pentru că am multe culegeri ale vremii din, cu textele chiar rostite la Academia Română, da? În care se vorbește despre țăranul român și în care este plâns și descrisă situația aflat știu, aici pleacă și de la lăcomia. Dar ce am învățat eu la istorie și asta înainte de 1989, că în perioadele de avânt economic, deci de creștere economică puternică, elanul revoluționar scădea. Și atunci, dacă erau vorba de alegeri, partidele evident radicale de stânga nu mai aveau evident același succes. Nu, dar nu vorba de asta, e vorba de omul Stalin. Pentru că Stalin își fixase un obiectiv extraordinar de greu de realizat prin politici din astea pe care le vedem la ora actuală. Hai o mică negociere, hai un compromis colo-colo, nu știu ce, că nu mai faci nimic. Părerea mea este că spaima de ceea ce s-a întâmplat în Rusia, și asta s-a întâmplat mai ales după al doilea război mondial, se poate constata, guvernele occidentale, hai să le spunem capitaliste, au făcut mari concesii sindicatelor, muncitorii și au luat măsuri sociale pronunțate, astfel încât să împiedice radicalizarea maselor. Chiar John Kennedy le spunea într-un discurs milionarilor americani: dacă voi cei 1% bogați ai Americii nu aveți grijă de cei 99% săraci, bogăția voastră este pusă în pericol. Și probabil că avea în vedere toată această radicalizare. Cristi, da, John Kennedy era un adept al gândirii lui Keynes. Și a avut succes. Dar a avut succes pe fondul avântului economic deosebit de după al doilea război mondial, care a început în 1950 și a intervenit o nouă criză în 1971, în august, când a apărut criza dolarului, după care în șocurile petroliere. Șocurile petroliere în 73-74. Revenind la figura centrală, figura centrală a lui Stalin, el sigur că a fost adeptul dezvoltării accelerate a Rusiei, pentru că nu exista altă soluție din punct de vedere economic. Și din acest punct de vedere chiar s-au înregistrat realizări semnificative. Să nu uităm că fosta Uniune Sovietică a pus armata pe picioare îndeosebi după marea criză economică din 29-33. Celebrele blindate sovietice a fost cheia în cele din urma posibilității de a realiza contraatacurile. Totuși, domn profesor, mă scuzați, în 3 luni Germania, armata Wehrmachtul, armata germanii hitleriste era la porțile Moscovei. Da. Și păi asta și blocase Leningradul. Domnul Sandu, asta în condițiile în care Stalin a crezut orbește în înțelegerea sa cu Hitler, care și-a găsit concretizarea în pactul Molotov-Ribbentrop. Dar totuși o lună nu-i ajungea lui Stalin să pună armata 2 săptămâni aproape în stare operațională? Nu. Nu putea. Întâi de toate pentru că armata... O armată puternică, așa cum ați spus. Păi da, dar cu ajutor extern. Cu ajutor extern. A fost cu niște sacrificii umane. Dar nu știu, adică nu m-aș cantona în zona militară, pentru păi că nu, este doar nu un aspect. Nu a fost afirmația domnului profesor. E doar un aspect al dezvoltării Rusiei din perioada, mă rog, până în cel de-al doilea război mondial. Aici am niște probleme cu realizări, domnul Dragoș. Dar până la sfârșitul domniei lui Stalin, practic vorbim despre Marea Uniune Sovietică. Să nu uităm că moștenirea lăsată de Stalin, chiar dacă a fost înnecată într-un val de sânge, a fost Marea Uniune Sovietică. Fără Stalin nu s-ar fi realizat niciodată. Hai să fim serioși. Dar el a fost transformat într-un simbol, profitând și de această, hai să-i spunem, Marea Uniune Sovietică a luat naștere pe baza înțelegerii Ribbentrop-Molotov
în virtutea căreia fosta Uniune Sovietică a ocupat țările Baltice. Când au intrat Wehrmachtul nazist în Polonia, pe 17 septembrie a intrat și fosta Uniune Sovietică și a luat partea răsăriteană a Poloniei și peste mai puțin de un an, când s-a prăbușit Franța ca putere militară, a înaintat guvernului român celebrele ultimatumuri. La al doilea nici n-a mai așteptat răspuns din partea guvernului. Da, mă rog. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, extinderea ca zonă de interese s-a realizat după al doilea război mondial. Exportul de revoluție s-a realizat cu ajutorul tancurilor. Asta, nu trebuie să, uităm. Domnule profesor, o scurtă oprire la perioada ultimatumului, că recent am avut o discuție cu cineva, am auzit o opinie. Uniunea Sovietică nu ar fi îndrăznit să atace România, să dea acel ultimatum, dacă clasa politică interbelică și regele Carol al II-lea nu se preocupau de jocuri politicianiste și de îmbogățire și se ocupau de înzestrarea corespunzătoare a armatei. Domnul Sandu, oricât ar fi fost de înzestrată, știți câte divizii erau la malul Nistrului? 40 de divizii. Păi puteam noi să ne confruntăm cu armata noastră, oricât ar fi fost ea de dotată, cu 40 de divizii, cu o aviație mult mai puternică decât avea România. I-am spus și eu același lucru, dar persoana ne urmărește în momentul de față și de asta vă spuneam, mă rog, că... Foarte bine. Deci nu era... Sigur, s-a discutat și se va mai discuta, vor curge valuri de cerneală. Dacă era oportun să rezistăm din punct de vedere militar. Bun, pe de altă parte. Ori generalul Antonescu, asta s-a dus și a reproșat regelui Carol, cu memoriul care a zis că nu se publică, iar prietenul său de la Universul a dat publicității, în care a arătat de ce greșeli s-au făcut. Din păcate, emisiunea are un timp limitat. Deci am vorbit de Kennedy, am vorbit de Carol al II-lea, în alte emisiuni, vă promit, discutăm și despre ei. Deocamdată, hai să ne întoarcem la maestru Stalin. Revenind. Și dacă exista, am zis, o altă posibilitate pentru a transforma Rusia din Rusia care era scărmănată după războiul civil, după tot ce vreți, în Marea Rusie, în Marea Rusie care a urmat și după aceea, o altă întrebare pe care o voi pune, dacă exista vreo altă șansă pentru americani, mă rog, pentru aliați, în afară de Stalin, pentru a-l înfrânge pe Hitler. Deci sunt două chestiuni care, nu știu, este practic, dacă vorbim de paradigma Stalin, aici după aia o să am o problemă juridică cu domnul avocat, cu domnul jurist Sandu, dar dacă vorbim de paradigma Stalin, trebuie să ne gândim la aceste două extreme. Păi, am amintit de politica susținută de dezvoltarea economiei. Exact. Pe multiple planuri. Exact. În condițiile în care a fost izolată din punct de vedere al relațiilor economice internaționale și a trebuit să dezvolte și industria grea și industria construcțiilor de mașini și mineritul și producția de energie și așa mai departe. Agricultura. Și agricultura. Un model pe care după al doilea război mondial l-a impus și României, și Bulgariei, și fostei Republici Democrate Germane, și numai lui Tito nu l-a putut impune. Da. Deci, din punctul de vedere însă al idealului de libertate, Stalin a încătușat. A vorbit de democrație socialistă, cum s-a vorbit și la noi înainte de 1989, dar el a încătușat poporul rus. Poporile care au fost sub adevărul că rumbașca lui. Din punctul de vedere al libertății, domnule profesor, dezbatere internă în partid și în Partidul Comunist ar fi rezistat sistemul? Eu cred în momentul lui. Eu cred că da. Cea mai mare eroare a lui Stalin a fost dogmatismul ideologic. Nu, vorbim la momentul ar fi existat un moment 1989-1990. Dacă liderii partidelor comuniste, așa cum a fost el impus de tancurile sovietice, ar fi permis și ulterior dezbaterea internă în partid și o democrație socialistă autentică, chiar în condițiile unui partid unic.
au unor alte structuri decât pluralismul occidental. Domnul Sandu, eu aș vrea să vă amintesc că o anumită deschidere și o anumită democrație internă de partid la noi după 1964, declarația din aprilie, după 1965 și 1966, deci, celebra cuvântare a lui Ceaușescu la aniversarea 45 de ani de la crearea partidului, a fost, însă, au venit evenimentele din 68, din august 68, care, invazia în Ceoslovacia, a fost să înnăbușe un alt model de socialism decât cel sovietic. E adevărat, însă e realizată invazia de un epigon al lui Stalin. Nici de cum de Stalin. Dar și Ceaușescu a fost de epigon al lui Stalin. Păi, 100%. Nu știu, eu cred că a avut-o cu tot altă, orientare. Deci, a fost modelul lui pe care l-a urmat. Domnul Dragoș. Nu, eu să am altă problemă. Nu asta e legătură. Nu, domnul Dragoș. Problema este că vorbeați de o anumită democratizare. Hai să nu uităm de cea de-a doua parte a întrebării mele. Exista un Hitler. Un Hitler care a călcat în picioare toate democrațiile, mă refer la puterea celor democrații. Păi dacă nu întâlnea, dacă nu exista Rusia lui Stalin, mai puteam vorbi la ora actuală despre, domne, ce succes au democrațiile occidentale? Nu, pentru că ar fi dispărut. Este absolut corect ce spui. Ar fi după dispărut. Părerea mea. Deci, hai să judecăm Dragoș. Istoria domnul... după datele concrete și nu după domnul eu Dragoș. Te aprobă teorii. Tot totul, nu știu ce părere are domnul. Domnul Dragoș, eu v-aș putea spune ca anume replică acordul Ribbentrop-Molotov. Sigur. A fost făcut sub ochii și din îndemnul lui Stalin. A fost semnat acolo. Da. Păi Hitler a rupt pactul respectiv pentru că el trebuia să narcotizeze conștiințele celor care mai credeau, îl crezuseră în lupta lui împotriva bolșevismului, împotriva comunismului, evident, și așa evident. Mai departe. Da, cu teoriile lui rasiale, cu exterminarea evreilor și așa mai departe. Și deja care le pusese în practică la momentul pactului. Și le pusese în practică. Deja nu... Și vreau să vă spun vreau să vă spun că o schimbare de optică cred că trebuie să existe. Acuzele care s-au adus an și an de zile Franței și Marii Britanii pentru conciliatorismul lor față de absolut, Anglia. Absolut. Asta vreau să precizez și eu. Dar eu vreau să vă spun altceva. Că n-au făcut-o dintr-un conciliatorism de-asta, dintr-un pragmatism, nu știu cum, că au vrut ei să îl încurajeze pe Hitler. Nu. Exista în opinia publică din Franța și în opinia publică din Marea Britanie o oroare cumplită vis-a-vis de experiența primului război mondial. Și poate o teamă și erau de... și le era și nu, și le era nu, Rusia era departe. Și era departe nu, și nu. Nu, de exemplu rus. Așa. Sigur, și exemplul rus. De dar și Hitler era național-socialist, ne vine. Ei, aia era pentru da, ducere. Da, știu, în știu, eroare știu. Că e teorie de extremă dreaptă, de extremă dreaptă. E adevărat, dar totuși... însă procedeele de dezvoltare economică n-au ținut seama de libertăți, au ținut seama de un interes național, vorbesc de Hitler, de un interes național, deci tot pe undeva, cam pe acolo. Nu, el a atacat radical partide politice, practic democrația era doar formală, cumva. Păi dar nu era democrație după... Exact. După 1933? Fost... Da. Dacă au fost interzise până și partidele burgheze. Deci a existat un singur partid. Să, da. Partidul Național Socialist. Și aici există o similitudine între regimul nazist și cel bolșevic? Nu, aici la Partidul Unic. Aici protestez. Vă rog. Pentru că una este extrema dreaptă și alta este mișcarea comunistă, care poate fi și democratică, poate fi și... Sub aspect instituțional statal, domnule păi profesor Badea. Sub aspect instituțional păi exista partid statal. Unic, exista poliție secretă? Da. Da exista da, o nomenclatură de partid, da, o ierarhie de partid? Dar în Iugoslavia au existat partide politice alături de partid, Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Nu, vorbesc strict de Stalin și de Hitler. Nu vorbesc de Hitler. Nu, da, domnul Marica are dreptate, domnul Badea are dreptate și asta o să discutăm la un moment dat despre experiența democrației, experiența comunismului democratic. Revenind la ceea ce v-am întrebat, faptul că Rusia s-a dezvoltat cu ajutor occidental după război și ajutor american mai ales de fapt la sfârșitul războiului și după război este un fapt, cred, indubitabil. Dar, până la izbucnirea războiului rece.
Așa, exact, aceea, exact, exact. Și asta exact s-a întâmplat în 46. Da. Bun, deci și-a ajutorul... Existat, și-a existat, domnul Dragoș, o teamă cumplită în vestul Europei, da, care s-a transferat și opiniei publice din Statele Unite ale Americii, că în orice moment Uniunea Sovietică, care avea zeci de divizii în Europa Centrală, putea să declanșeze o acțiune pe fondul, mai ales al ieșirii din rezistența comuniștilor. Multă... Și de ce n-a declanșat, domnul Badea? Păi n-a declanșat-o pentru că Statele Unite ale Americii, conștiente de acest pericol, odată l-au sprijinit pe De Gasperi în Italia și a câștigat alegerile în 46. Atunci agenții CIA-ului au făcut adevărate minuni cu banii din ajutorul american pentru refacerea Europei de Europei de Și al doilea argument, vă referiți la experiența japoneză, Hiroshima și Nagasaki, demonstrația de forță. La planul Marshall vă referiți. La planul Marshall, da. Care inițial s-a prevăzut, se hotărâse în Congres 20 de miliarde, până la urmă s-au dus la 12 stați miliarde un pic, că vorbim jumătate. Repet, și... vorbim de Stalin. De Stalin. Păi vorbim de Stalin și Stalin, Stalin, planul Marshall, nu știu ce, nu împiedica diviziile de tancuri să intre peste Occident. Ba da, cu banii, cu banii, Stalin vis-a-vis de cu banii de la, din planul Marshall s-au refăcut economiile și franceză și britanică foarte repede. Noi putem vorbi de anii 1945, 46, 47, când putea intra cu tancurile. Păi atunci, erau amici. Mă rog. Erau încă amici. La Potsdam... Deci puteai fi totuși amic cu Stalin, să înțeleg. Din punctul de vedere al nevoii... Oare s-a nevoii... speria bomba atomică? Asta cred și eu. Aici mai curând cred că... Cred că l-a speria puțin bomba atomică. Da, da. Sau... Era. Sau era... Fără îndoială. Sau, sau era un om de onoare, dincolo de ce spun istoric, și zic, gata, domne, dacă ne-am sau înțeles așa până aici... Sau așa. Nu, nu, teama că... Plus că el era interesat, după părerea mea... Americanii au aruncat bombele atomice exact ca să inspire teamă. Tuturor. Pentru că era pe încheiate și rezistența japoneză. Ah, bineînțeles, bineînțeles. După patru, și totuși după 4 ani de război poate se zisase și el că nu se mai poate baza pe soldatul rus, deci pe cetățeanul rus, pe acest sprijin, sau sovietic, mă rog cum să-i spunem, având în vedere că obiectivul pe care el mânase în luptă, adică distrugerea cotropitorului german, se încheiase. Nu ar mai fi existat această motivația. Puterea crescând a lui Jukov. Ce poate și puterea crescând a lui Jukov, care își dădea seama că potențial... Bun. Mă rog, speculăm. Ideea este, că, de fapt, Stalin, sigur, e figura de care vorbim, am vorbit în această a doua parte a emisiunii, dar principalul eveniment este Revoluția din 7 noiembrie, Marea Revoluție Socialistă, care a avut o a doua etapă extrem de importantă, această creare a unei forțe colosale, care s-a numit Uniunea Sovietică și care îi se datorează, după părerea multora, lui Stalin. Dezvoltarea economică pe care au parcurs-o ulterior Hrușciov, Brejnev, nu poate fi contestată. Dar baza de putere, putere mondială, cred că îi se datorează lui Tătuca. Nu se poate pune pe seama unui singur personaj. Chiar dacă era... cum să spun, cu toate frâiele politico-instituționale în mână, cu inițial cu celebra CECA, apoi cu GRU și NKVD-ul și așa mai departe. Și justiția. Să nu uităm că justiția a fost folosită pentru eliminarea tuturor adversarilor. Și a avut aproape tot timpul adversari, cazul lui Trotsky, cazul lui Buharin, cazul lui Sinoviev, care realizau că trebuie ceva făcut și pe linia unei democrații reale, pe linia dezvoltării personalității umane, pe linia, cum să spun eu, a dezvoltării nivelului de trai și așa mai departe. Ori dacă se făceau, cum și Ceaușescu n-a vrut să asculte de la un moment dat,
se făceau investiții din venitul produsul intern brut până la 34-35% pentru orientarea politicii economice pe exclusiv pe dezvoltarea industriei, cu precădere industria grea și bunurile de larg consum, undeva așa, un procent. Era o teza lui, Stalin, care nu știu cine o băgase în cap, domnule profesor, poate știți dumneavoastră, cu precăderea industriei grele, cu precăderea industriei consumare de mașini. Bine, sigur, sigur. Fără să ții seama de necesități de piață. Este și o teorie modernă, o teorie a dezvoltării care îți indică drept cea mai profitabilă investiție în zona industrială. Teoriile moderne, ca să spun așa, inclusiv China de la Deng Xiaoping încoace, ține seama de necesitățile concrete și mai ales de piață, adică de cererea concretă a cetățeanului. Mă rog, bine, în afara unui sistem integrat, pentru că la Rusia vorbim de un sistem integrat, nu vorbim de un sistem practic de o economie, de o autarhie. Nu vorbim de o economie... Nu, începuseră să aibă relații, că din 1930-31 începuseră să aibă relații. Sistemul era autarhic. Nu, chiar mai devreme, după conferința de la Rapallo cu Germania. Exact. Și după aceea, sigur, în 1924 s-au reluat relațiile economice cu Marea Britanie, Marea Britanie fiind chiar foarte interesant, avea și o tradiție îndelungată de piața sovietică. Și diplomatici în 1930 prin istoricul Maischi trimis. Domn profesor, aș vrea să vă pregătiți așa ca un fel de concluzie, însă înainte o să-l întreb pe Cristi ceva din punct de vedere juridic. Ca o concluzie, practic, titlul emisiunii, Lenin și poporul rus, adică Revoluția, oare ce au adus? Sau, practic, ce trebuie să învățăm? Ce trebuie să nu uităm și ce trebuie să învățăm din această istorie? Dar lăsați-mă întâi, pregătiți-vă răspunsul, întâi să-l întreb pe Cristi Sandu, din punct de vedere al juristului, al unui jurist foarte bun, așa cum îl apreciez eu. Vorbim de o perioadă cu omoruri, cu crime de netăgăduit. Milioanele de oameni morți în Ucraina, de care s-a vorbit și care este acea carte, Pantarei, dacă ai citit-o, este cutremurătoare, în fine. Deci crime peste crime peste crime politice, rezultatul unor idei economice puse în practică, fără a ține seama de oameni, ci numai de rezultatul final și așa mai departe. Mutarea unor populații de colo, colo, colo. Pe de altă parte, putem cădea de acord că mișcările dure sau duritatea lui Stalin era pe undeva singura soluție pentru a atinge niște obiective. E, cum am putea să apărăm pe cineva care, nu știu, sub care s-au făcut o mulțime de crime, dar care totuși a lăsat în urmă ceva justificabil? Acum, dacă o luăm strict pe aceste crime, nu s-au făcut nu decât de Stalin cu mâna lui, s-au făcut în cadrul unui sistem. Atâta timp cât în sistemul, acei oameni, acele crime nu s-au făcut, acei oameni au fost condamnați pe baza unor legi. Că aceste legi erau bune sau nu, depinde de acest sistem de valori ne raportăm. Sigur, sunt crime din punctul de vedere al unei societăți democratice, așa cum această democrație occidentală. Dar din punctul de vedere al unei legitimități care era atunci... Omorâți, ce Dumnezeu. Deci acest stat s-a fondat... la finalul unui război civil. Unui război civil la care majoritatea populației Rusiei a aderat. Deci Stalin și Partidul Bolșevic au avut această legitimitate. Faptul că aceste legi erau bune sau nu, erau niște legi. Deci, ți-am spus, și sistemul de drept contează și la acest sistem de raport, de valori politice, hai filozofice, dacă vrei le raportezi. Stalin este considerat, practic, cel mai mare criminal al istoriei. Mă rog, Mao, spun unii, că ar fi omorât mai mulți chinezi. Ce părere ai tu? Adică, nu știu, ca jurist și ca om cu atâta cunoaștere istorică. Deci, ca jurist, Stalin a avut acoperirea juridică și legitimitatea unui popor care l-a suportat și l-a adulat. Și pentru care, în continuare, pentru mulți dintre ei, reprezintă un... Pe urmă, nu uita că a venit... Model. Vezi, fiecare sistem social-politic își are perioada lui de ascendență și de coborâș. Și iată că în interiorul partidelor comuniste, care ulterior s-au îmburghezit, Lenin spunea, domnule profesor, că vă amintiți, să ne ferească Dumnezeu de burghezia proletară, pentru că este mai periculoasă și mai rapace, citesc din memorie, decât burghezia clasică. Ori a venit Hrușciov, care a încercat să-și casere puterea pe denigrarea lui Stalin,
ulterior aberațiile pe care le susținea, pentru că era un personaj grotesc, adică nu avea pregătirea necesară conducerii unui asemenea colos. Spre deosebire de Stalin, care făcuse totuși seminar teologic, care mai și citise câte ceva și citea continuu. Și care avea un se dar. Se perfecționa. Era totuși și care avea un dar. Talent. Deci, ca să vă spun... Deci cred că știți, Hrușciov prevedea trecerea la comunism și desfințarea banilor în jurul anului 1980. Da, mă rog. Deci asta întreb... Dacă mi-aduc aminte de cărțile din cursul primar sau deci de așa, se mai vorbea și pe la noi de trecerea la comunism în perioada, nu știu, după anul 2000. Da, după anul 2000. Acum, deci din punct de vedere juridic... Din punct de vedere juridic, practic nu se poate deci, da o părere de care să fii sigur. După era un stat... care promulga niște legi. Da. În baza acestor legi s-au făcut aceste crime. Da. Sunt curios dacă... N-aș suscrie la așa ceva. Merită statutul acesta păi internațional prin de mare pentru criminal. Că... De mare criminal în istorie. Hai, ce înțelegi prin crimă? Pentru că auto... Crimă e crimă. Ce poți să înțelegi după crimă? Uite, în codul penal nu există crimă. Ei, omucidere, na. Omucidere. E, a omorât Stalin pe cineva cu mâna lui? Da, e ca și cum, adică era ordin. În vârful unei piramide și a evident... A dat ordin lui Beria da, nu, și dar nu cine e vorba a mai fost de asta. Ți-am pus o întrebare mai curând, din, și, hai să zicem, ca o filozofie, ca un spirit al... Oamenii, care sunt crimele? Deportările? Execuțiile? Exact. Execuțiile. Peste 20 de milioane de oameni au fost executați pentru că erau considerați opozanței lui Stalin. Da, dar pe baza unei sentințe judecătorești. Dușman ai poporului, dușman ai statului. Dar sentința se bizuia nu pe textul de lege, ci pe mărturii smulse cu forța. Asta acum, a fost. Dacă Vâșinski, să ne gândim la o... Vâșinski asta a făcut vedeți, în calitatea lui de procuror. De acord, domnule profesor Badea. La o scară mai mică, Robert, dar ajunge tot la sistemul de valori la care raportăm sistemul sau, de drept. Samara nu sunt considerați criminali. Nu sunt considerați așa pentru că cu ei au acționat în regim de război pentru apărarea Revoluției și a Franței. Bine, și la Stalin a pus un permanent război. Ei, dar nu, sau, nu e vorba de... Păi se ascute lupta de clasă, domnul profesor, nu? Și apoi... Pe de o parte, Stalin nu într-o el a singură... dus o permanentă luptă de clasă, care se ascute pe măsură. Stalin nu într-o singură intervenție publică sau politică spunea că omul e cel mai prețios capital. O minciună sfruntată pe care, o lozingă pe care n-a respectat-o. Doamne, depinde care om. Omul în afara dușmanului poporului, în fine. Nu, dar gândindu-ne și la războaiele sau, din Vandeea și sau din lozinca, ce... Sau lozinca ascuțirii luptei de clasă când nu mai aveai clasă exploatatoare. Domn profesor, dogme. Deci, v-am lăsat un timp să vă gândiți. Deci nu se nici pe departe avocatului Stalin. Tu știi foarte bine. Nu, știu asta. Știu că nu ești nici. Dar m-ai întrebat ca jurist și ca jurist am răspuns. Dar până la urmă, hai să judecăm istoria totuși de la un nivel imparțial sau încercând să nu ne luăm după niște fetișuri. Asta am și încercat și se pare că părerea mea e că am reușit la această emisiune. Părerea, da, nu, dar părerea mea este că Nu trebuie să ne grăbim să judecăm pe nimeni, nici măcar pe Stalin. Ah, da, în cazul Hitler, când există o exterminare programatică pe baza unei rase, pe baza... Asta și e o tradiție a luptei pentru dar putere. Într-adevăr, la adresa lui Stalin se puneau la cale atentate, da. Probabil că l-ar fi terminat ceilalți pe el. N-a avea cum așa, să... Domnul era așa de bine timpul s-a terminat, așa, haideți să concluzionăm cu răspunsurile dumneavoastră. Vis-a-vis de această problemă, de această problematică paradigma Stalin. Paradigma, nu paradigma Stalin, ci mai curând, de fapt, paradigma Lenin și poporul rus, oare ce ne-au adus? Dom'le, ei au adus o alternativă, un tip de societate alternativă la domnia capitalului. Din păcate însă, această alternativă și teoretic și în practică nu a concordat cu ceea ce este, se spunea că ar fi umanismul socialist, de pildă. N-a concordat cu ceea ce se spunea că este binefacerea democrației socialiste. N-a concordat principiul democrației interne de partid cu ce se întâmpla din punct de vedere birocratic în fostul partid că s-a prăbușit și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cum s-a prăbușit și al nostru. Ăla s-a prăbușit în 1991. Păi, dacă era... Eu am fost în fosta Uniune Sovietică,
la sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie 1988. La o coloviu, la o dezbatere la Institutul de Marxism-Lenin pe tema rolul partidului în societate. Începuseră să se vadă rezultatele politicii lui Gorbaciov, glasnost și așa mai departe. O altă gândire politică. Știți unde a dat Kix? În tot. Nu. În reglementarea raporturilor naționale. Exact. Mă rog. Da, că nu știu dacă nu poți să vorbești de învățătura finală a Revoluției Ruse este că, de fapt, nu poate exista niciodată un stat al proletariatului. Și că exploatarea omului de către om va exista forever, că este o lege a firii. Nu știu dacă asta este. Nu este o lege a firii. Tot o altă discuție. Ce mai înseamnă proletariat în epoca internetului? Dovadă că au supraviețuit și supraviețuiesc regimuri de altă factură decât cele capitaliste în China, în Vietnam, în Cuba. Sigur, cu reformele care se impuneau. Sper că v-a plăcut această emisiune mai deosebită legată de subiectul major al istoriei umanității, și anume 7 noiembrie. Vă las, le mulțumesc invitațiilor mei și vă las în compania unui alt moment muzical deosebit în ton cu 7 noiembrie. O seară bună! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. După frumoasa melodie Catiușa, o compoziție din 1938 și care a inspirat Armata Roșie în cel de-al doilea război mondial, iată momentul pe care l-am pregătit ca un final apoteotic al Revoluției Ruse. Banda!